Bine v-am găsit la știri, doamnelor și domnilor. Școala din Fărău are un nou director, al treilea la număr în ultima lună. Frontul de luptă creat de localnicii din comună și dus împotriva schimbărilor care au avut loc în conducerea unității de învățământ au adus câștig de cauză unui alt cadru didactic. Lupta dintre Ofelia Bordean și Donica Gate a fost câștigată în final de Maier Maria, profesor de istorie care a obținut nota 9,90 la concursul de titularizare. În urma protestelor de la școala gimnazială din Fărău de săptămâna trecută, Inspectoratul Școlar Județean Alba a întocmit o comisie care vineri s-a deplasat în localitate și a anchetat cazul. Am luat legătura acolo cu comunitatea locală, cu reprezentanții părinților și cu cadrele didactice. Într-adevăr, acolo a existat o demisie a domnului director Gatea Donică, care a fost numit începând cu 1 septembrie, la presiunea unor părinți, am luat act de demisia domnului și am încercat să găsim cea mai bună variantă pentru școala din Fărău, pentru a asigura o conducere susținută și la nivelul părinților și la nivelul administrației locale. În urma acestei anchete, Inspectoratul Școlar Județean Alba a decis să numească un nou director la școala gimnazială din Fărău. Astfel, în acest an școlar, unitatea de învățământ va fi condusă de Maier Maria, profesor de istorie care a obținut în acest an nota 9,90 la concursul de titularizare. Doamna care a fost numită director a obținut la concursul de titularizare din anul acesta media 9,90 la disciplina istorie și am considerat că un om care reușește din punct de vedere profesional să fie în vârf are șansa să fie și un manager bun. Iar după discuțiile cu autoritățile locale am fost asigurați că va fi sprijinită și vor dispărea orice fel de probleme. Noul director este titular la mai multe școli, însă a decis să rămână în acest an numai la Catedra din Fărău și să îndeplinească și funcția de conducere pentru care a primit detașare în interesul învățământului. În viitor, noul director poate rămâne în funcție dacă va fi numit în continuare de Inspectoratul Școlar Județean Alba sau în cazul în care se prezintă la concurs pentru a obține acest post, iar astfel va conduce unitatea de învățământ timp de 4 ani. Incendiul de pădure a izbucnit în comuna Vințu de Jos și Meteș, în zona Inuri. Peste 150 de forțe de intervenție au fost mobilizate astăzi pentru a ține flăcările sub control. Au ars circa 50 de hectare de pădure, pășune și fânețe. Incendiul a izbucnit în cursul nopții trecute, moment în care au fost mobilizate 56 de forțe de intervenție din cadrul detașamentului de pompieri Alba Iulia și de la Garda de Intervenție Sebeș, în cooperare cu Ocolul Silvic Valea Ampoiului și serviciile voluntare pentru situații de urgență Meteș și Vințul de Jos. La această oră, peste 150 de persoane de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Unirea al Județului Alba, de la Inspectoratul de Jandarmi, de la Inspectoratul de Poliție, de la Salvamont, de la Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență Meteș și Vințu de Jos, de la Direcția Silvică Alba, intervin pentru stingerea incendiului de pădure și vegetație uscată, ce a afectat până acum 50 de hectare, din care 30 de hectare de pășuni și fânețe și 20 de hectare de pădure, din care coronament, doborâturi și litieră. Se intervine cu 2 autocamioane de intervenție, 2 autospeciale de stins incendii, 3 autospeciale de primă intervenție și comandă, o autospecială a jandarmeriei, 2 autoturisme, o mașină de teren și 3 ATV-uri. Acțiunea este condusă de colonel Dorel Sofica, inspectorul șef al ISU Alba, cu sprijinul grupei operative a inspectoratului. Incendiul se manifestă în mai multe focare, iar intervenția este dificilă din cauza terenului accidentat. Încă nu a fost stabilită cauza exactă a incendiului. Tot pe fondul izbucnirii acestui incendiu, cupa presei programată în această dimineață la sediul ISU Alba a fost reprogramată. Percheziții în 7 județe și în municipiul București pentru destructurarea unei grupări de infractori specializați în evaziune fiscală. Suspecții comercializau motorină Euro 5, sustrăgându-se de la plata accizelor. Este vizată și o persoană din Alba Iulia. În cursul zilei de astăzi au fost efectuate 33 de percheziții domiciliare, precum și la sediile mai multor societăți comerciale din municipiul și județul Constanța,
municipiul București, Călăraș și în județele Sibiu, Giurgiu, Prahova, Alba și Vâlcea, vizând destructurarea unui grup infracțional organizat constituit din 9 persoane specializat în activități de evaziune fiscală cu combustibili. Membrii grupării au achiziționat peste 11.000 de tone de motorină Euro 5, sustrăgându-se de la plata accizelor în scopul transformării în combustibil lichid greu și motorină NAVO prin antrepozitul fiscal situat în municipiul Călăraș. Motorina era comercializată prin intermediul unor societăți comerciale care dețineau stații de distribuție a carburanților, printre care și societăți comerciale tip fantomă, fiind utilizate documente contabile din care se rezultă în mod nereal că au fost achitate accizele. Activitatea infracțională a fost sprijinită de funcționari vamali din Călăraș prin efectuarea unor controle formale la societățile implicate. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la suma de 5 milioane de euro. Persoanele vizate vor fi audiate de procurori. Incendiul de vegetație în zona Piatra Cetei a fost provocat de un bărbat din comuna Galda de Jos, care era în căutarea unui roi de albine. Persoana este astfel cercetată sub aspectul comiterii infracțiunii de distrugere din culpă prin incendiere. Polițiștii din Galda de Jos l-au identificat pe principalul suspect de provocarea unui incendiu de vegetație în zona Piatra Cetii, în urma căreia au ars peste 36.000 de metri pătrați de litieră de pădure și 5.000 de metri pătrați de pajiști. În urma cercetărilor efectuate de polițiști, a rezultat că în data de 4 septembrie, bărbatul în vârstă de 59 de ani din comuna Galda de Jos s-a deplasat în locul numit Pârâul Cailor de pe raza comunei Galda de Jos pentru a căuta un roi de albine pe care l-a localizat în scorbura unui fag. Pentru a lua albinele, bărbatul a folosit un afumător apicol pe care l-a uitat pe pământ în locul din care s-a stabilit că a pornit incendiul. Față de bărbatul din comuna Galda de Jos au fost întocmite actele premergătoare cercetării sub aspectul comiterii infracțiunii de distrugere din culpă prin incendiere. Aproximativ 55.000 de elevi sunt așteptați la început de an școlar să pășească pragul celor 143 de instituții de învățământ din județ. Dintre aceștia, peste 2.000 de școlari vor veni de la grădiniță în clasa pregătitoare. În preambul de nou an școlar s-au efectuat lucrări de reparații și igienizare la 555 de imobile școlare, cu accent pe pregătirea celor peste 220 de clase pregătitoare. De precizat că la jumătatea anului școlar se va face o analiză în privința acestor clase pentru a se decide dacă se va continua sau nu cu clasele pregătitoare și în anul școlar 2013-2014. Sunt asigurate condiții, sălile de clasă, dotările cu mobilier adecvat ca dimensiuni copiilor și calitativ adecvat, până și vopselul trebuie să îndeplinească anumite condiții de calitate. S-a ținut cont până și de grupurile sanitare adecvate, dacă se poate, sigur, cu ajutorul primăriilor care au competență aici în acest domeniu al cheltuielor materiale, inclusiv corpurile sanitare să fie dimensionate, dacă se poate, pentru astfel de copii, așa cum sunt și la grădinițe. La clasele pregătitoare vor preda doar învățători calificați profesional pentru învățământul primar, trecuți în prealabil și printr-un curs special de formare profesională. De altfel, toate cele 4.700 de catedre din Alba sunt ocupate de cadre calificate. Acțiunea de ocupare a postului catedrelor vacante din această vară, noi am început cu 450 de astfel de posturi catedre afișate, deci făcute public, cunoscute publicului încă din 30 martie. Aceste catedre deja sunt în marea lor majoritate ocupate prin toate etapele de după examenul din 2 august, care s-a finalizat în 2 august, titularizări cu peste 7, supliniri cu peste 5, doar la colegii profesori care au obținut media 5 minim, discutăm doar despre aceștia. Din totalul celor aproximativ 220 de clase pregătitoare, 50 sunt compacte, restul urmând a funcționa pe sistem de învățământ simultan. Rata șomajului în Alba a ajuns la sfârșitul lunii august la 6,46%, în creștere față de luna iulie și iunie. În evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă figurează peste 11.200 de șomeri. Șomajul în Alba este în creștere cu 0,1% față de luna iulie. Din cele 11.254 de persoane aflate în evidențele AJOFM Alba, doar 3.838 sunt șomeri indemnizați, restul de 7.416 fiind în căutarea unui loc de muncă, fără a beneficia de drepturi bănești. La nivelul județului Alba, în ultimele 3 luni de zile, rata șomajului s-a menținut relativ constantă. Diferențele de la o lună în alta au fost foarte mici.
undeva 0,1 puncte procentuale plus minus în fiecare lună, iar ca și număr de șomeri, acesta s-a învârtit în jurul cifrei de 200, această diferență plus și minus. Față de începutul anului am înregistrat o scădere a ratei șomajului cu peste 1,5 puncte procentuale, de la 7,9 am ajuns la 6,4%, iar în cifre absolute scăderea a fost undeva la 2700 de persoane. În urma serviciilor de mediere, în luna august au fost încadrate în muncă 455 de persoane, 1549 de persoane au beneficiat de servicii de informare și consiliere profesională, iar 43 au obținut încadrarea în muncă. De asemenea, au fost angajați 38 de absolvenți, din care 18 prin subvenționarea locurilor de muncă. În luna august, 3 persoane au obținut un job într-o localitate la o distanță mai mare de 50 de kilometri față de domiciliul stabil și au primit o primă de încadrare de 1000 de lei, iar alte 3 persoane s-au încadrat în altă localitate cu schimbarea definitivă a domiciliului și au beneficiat de o primă de instalare de 3500 de lei. S-au acordat alocații de angajare pentru 31 de șomeri, din care 14 femei, care s-au încadrat în muncă înainte de expirarea perioadei de indemnizare. Totodată și-au găsit un loc de muncă 116 candidați din categoria persoanelor cu vârsta peste 45 de ani, susținători ai familiilor monoparentale sau șomeri care mai au 3 ani până la vârsta de pensionare. 132 de locuri de muncă sunt disponibile în județul Alba. Sunt scoase la concurs posturi în Alba Iulia, Câmpeni, Cugir și Sebeș, majoritatea pentru persoane cu studii medii. Potrivit datelor furnizate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, în acest moment sunt disponibile 132 de locuri de muncă în județ. Cele mai multe posturi vacante, respectiv 70, sunt la Câmpeni. Se caută 50 de confecționeri îmbrăcăminte și 20 de muncitori necalificați în industria confecțiilor. La Sebeș există 28 de locuri de muncă pentru muncitori necalificați, pavatori, zidari, dulgheri, cameriste și croitori. La Alba Iulia avem 18 locuri de muncă pentru agenți de vânzări, casieri valută, ofițeri de credite sau macaragii. La Cugir sunt scoase la concurs 16 posturi pentru strungari, rectificatori sau frezori. Mai multe informații se pot obține de la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă sau de la agențiile locale. Disjungere în dosarul pensiilor ilegale, peste 100 de inculpați și-au recunoscut faptele și au cerut să fie judecați în baza probelor administrate la urmărirea penală. Judecătorii au stabilit un nou termen de pronunțare a soluției pentru data de 25 septembrie. La termenul de ieri, Tribunalul Alba a dispus disjungerea cauzei cu privire la un număr de peste 100 de inculpați cercetați pentru înșelăciune care și-au recunoscut faptele pentru care au fost trimiși în judecată. Printre aceștia se află și liderul grupării, Constantin Toma. Aceștia au cerut să li se judece cauza potrivit procedurii simplificate, urmând a fi avute în vedere exclusiv probele administrative la urmărirea penală. În acest nou dosar, instanța a stabilit termenul de pronunțare a soluției în data de 25 septembrie. Tribunalul Alba a fixat următorul termen de judecată pentru dosarul de fond în care vor fi judecați acei inculpați care nu au optat pentru procedura simplificată la data de 8 octombrie. În acest dosar sunt trimise în judecată 167 de persoane acuzate de înșelăciune după ce au falsificat acte sau au beneficiat de dosare de pensii frauduloase, producând un prejudiciu de aproximativ 2,4 milioane de lei. Cel mai mare prejudiciu l-a suferit Casa Județeană de Pensii Alba. Inculpații au fost prinși în urmă cu aproximativ un an. Înainte de 1989, SCR Siales Alba Iulia era cea mai importantă fabrică de cărămizi refractare din țară. Refractara, cum se mai spunea, avea aproximativ 2500 de angajați și livra pieței autohtone 15% din necesarul pieței. Acum, după 2-3 decenii, s-a ales praful și pulberea. Tranziția de la sistemul comunist la economia de piață a eșuat la fabrica albaluiană de cărămidă refractară, la fel ca în majoritatea cazurilor societăților mamut cu capital de stat. În urmă cu 7 ani, Resiales Alba Iulia a intrat în faliment, înregistrând datorii de aproximativ 17 milioane de euro. Peste 2 ani, un om de afaceri italian a preluat activele firmei, a încercat să construiască în zonă un cartier cu spații de recreere, dar a eșuat. Acum totul e în ruină. La intrare în Alba Iulia dinspre Cluj, pe partea dreaptă, izbesc privirea grămezi imense de moloz ce mărginesc furnale fără scop, iar uriașa hală industrială pare devastată de un bombardament ucigător. Asemenea peisaj fără viață se mai întâlnește în județ la Ampelum Zladna, fost combinat de prelucrarea cuprului. Doi foști mari coloși industriali au ajuns 2 uriașe ruine, lăsate parcă moștenire generațiilor viitoare. Ședință extraordinară astăzi la Consiliul Județean Alba. Pe ordinea de zi a figurat un singur punct, alegerea noului Consiliu de Administrație la Societatea Drumuri și Poduri Locale Alba.
Din noul Consiliu de Administrație fac parte, conform votului exprimat de cei 32 de consilieri județeni prezenți la ședință, 7 membri. E vorba de Emil Antoniu Popescu, care este și președintele Consiliului, Marcel Rusca, Lucian Câmpean, Saveta Ana Beleiu, Gheorghe Cosmin Iancău și Mihai Conțan, care este directorul Societății Drumuri și Poduri Alba. Prin modificările legii 31/1990 cu ordonanța 109, această hotărârea a constat în faptul că vechiul Consiliu de Administrație trebuie să-și dea demisia și a fost numit un nou Consiliu de Administrație. În vechiul Consiliu de Administrație, directorul societății era și președintele Consiliului de Administrație. După ordonanța 109, directorul nu mai poate fi președintele Consiliului de Administrație. Și în acest context s-a făcut această hotărâre, AGA, ordinară, prin care s-a numit un nou Consiliu de Administrație. Consiliul de Administrație trebuie să se unească cel puțin o dată la 3 luni, dacă sunt probleme în fiecare lună, iar remunerația o să fie o singură dată. Retribuția brută a membrilor Consiliului de Administrație este de 500 de lei de ședință, iar a președintelui de 570 de lei. Tot în cadrul ședinței extraordinare, Maria Elena Ispas, Dorin Gheorghe Nistor și Luminița Laura Gliga au fost desemnați cenzori în cadrul Societății Drumuri și Poduri Alba. Ce înseamnă să fii voluntar în serviciile pentru situații de urgență, responsabilități și beneficii? Acestea au fost temele de discuție în cadrul simpozionului Vreau să fiu voluntar, desfășurat astăzi la Alba Iulia. Campania Inspectoratului pentru Situații de Urgență se adresează administrației publice locale și persoanelor cu vârste cuprinse între 18 și 50 de ani care doresc să devină pompieri voluntari. În cadrul simpozionului de astăzi s-au discutat beneficiile și importanța voluntariatului în situațiile de urgență și au fost urmărite filmări ale unor intervenții la care voluntarii și-au adus aportul. Asigurarea de viață, primirea echipamentului adecvat pentru intervenție, deplasări gratuite sau unele localități acordă reduceri la anumite taxe locale, la impozit local. De asemenea, voluntarii beneficiază de anumite cote de lemne din plătirea primăriei sau gratuități. În sală au fost prezenți și reprezentanții ai serviciilor voluntare pentru situații de urgență din județul Alba. Am avut de zile orașului două incendii la vegetație, ne-am avut unul pe la jur de ora 13. Bun, acolo a fost pe marginea văii, râului, bun, în jur era porumb, un lan de porumb destul de mare. Ne-au anunțat, am intervenit. Eu să-i știți, bun, de acolo chiar eram cu trupa. Era aproape trupul de voluntari, 12-13 persoane, am intervenit cu toți, cu Lopescu, care ce am putut, cu mașina, cu apă, am și din vale, că era vale aproape. N-am ajuns bine acasă să parcăm mașina, după o jumătate de oră, oră altă, sus în deal. Bătea și un vânt s-au oprit acolo. Simpozionul a făcut parte din acțiunile dedicate Zilei Pompierilor, care se sărbătorește anual în data de 13 septembrie. Consiliul de Justiție și Afaceri Interne programat pentru 19-20 septembrie, care trebuia să ia o decizie privind aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen, a fost anulat. Reuniunea a fost amânată în condițiile în care Olanda este în continuare împotriva acestei aderări, iar Germania și Belgia consideră că este necesară așteptarea raportului suplimentar privind mecanismul de cooperare și verificare de la finalul acestui an. Decizia anulării reuniunii de săptămâna viitoare a fost luată luni seară, iar următoarea reuniune a Consiliului de Justiție și Afaceri Interne este prevăzută pentru 25-26 octombrie. În 4 septembrie, președintele Traian Băsescu a susținut la reuniunea anuală a diplomației române că aliații și prietenii României nu au motive să respingă aderarea țării noastre la Schengen, el precizând că argumentul este că, deși politicienii și-au asumat acțiuni ilegale, instituțiile statului de drept au funcționat corect. Aliații și prietenii noștri nu au motive să ne respingă intrarea în Schengen. Proba este că instituțiile statului de drept au funcționat chiar dacă politicienii și-au asumat acțiuni ilegale. Este un punct de vedere pe care vă rog pe toți ambasadorii să îl susțineți, a spus Băsescu, care a precizat că greșelile oamenilor politici nu pot să ducă la anularea drepturilor pe care românii le aveau. Statele Unite ale Americii comemorează astăzi 11 ani de la atentatele din 11 septembrie 2001. Ceremonialul se va derula într-o atmosferă de sobrietate la Ground Zero din New York, locul în care se aflau turnurile gemene de la World Trade Center.
În atacul terorist din 11 septembrie 2001 au murit aproximativ 3.000 de persoane. Astăzi, ca în fiecare an de la producerea tragediei, vor fi citite numele acestora ca semn de prețuire și solidaritate cu familiile celor dispăruți. Vor fi respectate mai multe minute de reculegere care vor marca momentele în care cele două avioane de linie au lovit turnurile World Trade Center și ora la care zgârie norii s-au prăbușit. Știrile iau sfârșit aici. Dacă ați fost martorul unui eveniment ieșit din comun sau dacă aveți o informație care poate deveni o știre, o puteți trimite pe adresa contact@albatv.ro sau la numărul de telefon 0371020000. Iar noi vom avea grijă ca aceste subiecte să ajungă în atenția publicului și autorităților. Rămâneți în continuare cu datele despre starea vremii. Eu sunt Anca Huț și vă mulțumesc pentru atenție. O noapte liniștită să aveți! Am avut parte de vreme frumoasă și astăzi. Cerul rămâne variabil, iar vântul va sufla de la slab până la moderat. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 21 și 30 de grade, iar cele minime se vor situa între 2 și 3 grade în depresiuni și 18 grade Celsius în restul teritoriului. În această seară avem 16 grade la Alba Iulia și Sebeș, 15 grade la Aiud, 14 grade la Blaj și 12 grade Celsius la Câmpeni. La noapte, mercurul din termometre va coborî până la valoarea de 13 grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 12 grade la Aiud, 11 grade la Blaj și în jur de 8-9 grade Celsius la Câmpeni. Vremea se va menține predominant frumoasă și mâine. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 30 de grade, iar cele minime se vor încadra între 8 și 18 grade. Așadar, aproximăm pentru mâine maxime de 29 de grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 28 de grade la Aiud și Blaj și 26 de grade Celsius la Câmpeni. Joi, vremea se va menține în general frumoasă în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil și doar cu totul izolat vor fi ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade, iar cele minime se vor situa în general între 7 și 17 grade Celsius.